Coreea de Sud este în stare de șoc. La o zi după naufragiul unui feribot, aproape 300 de oameni sunt în continuare dispăruți, majoritatea elevi de liceu. Mesajele pe care le-au trimis celor dragi în momentul în care apele năvăleau în vas sunt sfâșietoare. La fel și mărturiile supraviețuitorilor. Ultimele puteri s-au agățat de balustrade și au încercat să reziste deasupra apei până la sosirea ajutoarelor. Zeci de salvatori au făcut eforturi supraomenești ca să-i salveze pe pasageri, care erau în mare parte liceeni plecați într-o excursie organizată de școală. Unii adolescenți au îmbrăcat vestele de salvare și au sărit în apă. Alții au așteptat la bordul vasului să fie salvați, fără să-și dea seama că această decizie le-ar putea aduce sfârșitul. There are few people on the ship, can't see a thing. It's totally dark. There are few men and women. Women are screaming. There are a few people in the ship and we are not dead yet. So please send along this message. E mesajul trimis de unul dintre tinerii dispăruți. N-a fost singurul care, aflat în fața morții, a încercat să-i contacteze pe cei dragi. Mom, it said, this might be my last chance to tell you I love you, his mother replied, but heard nothing more. Supraviețuitorii dau vina pe angajații feribotului pentru tragedie. Deși au simțit că au lovit ceva, echipajul nu le-a dat niciun fel de informație. We were told to stay where you are, so we kept staying, but later on, the water level came up, so we were beside ourselves. Kids were screaming out of terror, shouting for help. So I was staying put, but suddenly the water came up to my face, so I think it was a narrow escape from dying. Pe o plajă din apropiere de locul unde a naufragiat feribotul a fost amplasat un centru de comandă. Acolo așteaptă vești rudele sutelor de pasageri. This list of survivors is what divides families. Hundreds of parents have been scanning these boards, searching for their children's names. Most of them aren't here. Yet no one's organizing the information that is being given to us, and not knowing what's happening is increasing the pain of the victims' families. Speranțele că îi vor găsi în viață n-au dispărut încă. Experții spun că e posibil să mai fie găsiți supraviețuitori. It is possible that there are air pockets inside some of the compartments. The temperature, of course, will lead to hypothermia quickly. Aproape 300 de persoane sunt în continuare dispărute.